Dragii mei, bună ziua! Sper că vă găsesc de bine, chiar dacă cu vești triste. Pe traseul Chișinău-Bălți, sau cum îi spunem noi, pe betoncă, pe margine de drum, se văd foarte multe crengi. Probabil că cei de la Molțila vor spune că e curățarea pădurilor anuală, pentru ca pădurile să respire mai ușor. Dar aici, lângă Ocolul Silvii Ghidighici, vedem că nu este vorba despre nicio curățare, este vorba de o defrișare barbară a copacilor, destul de sănătoși, pe o porțiune destul de mare. Ori se dorește încă o benzinărie pe aici, pe traseu. Mitul că Moldova este cea mai verde țară din Europa, de mult poate fi uitat. Ca număr de copaci pe locuitor, noi suntem pe ultimul loc din Europa, așa spun statisticile. Și toate fumigenele astea care se aruncă la nivel politic despre tot felul de sperietori, puțin îi alarmează pe cei care guvernează, ca să ceară un raport exact câte hectare de pădure am avut 20 de ani în urmă și ce avem noi astăzi și care e situația. Acum cât discut cu voi, în vale, în pădure se aude drujba, probabil că cineva mai încearcă să se facă gospodar acum înainte de sărbători.